Ministerul Educației face publice rezultatele cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ. Până în momentul de față, la nivelul învățământului preuniversitar, 50,3% dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare, iar în sistemul de învățământ universitar, procentul disponibilității de vaccinare este de circa 77%. Ministerul Educației precizează că până la momentul de față, în învățământul preuniversitar, 50,3% dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați în sistemul de învățământ preuniversitar. În sistemul de învățământ universitar, procentul disponibilității de vaccinare este de circa 77%, raportat la totalul de 60.389 de angajați. Sistemul de învățământ superior, personal titular și asociat. Numărul angajaților din sistemul de învățământ care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare, inclusiv cei deja vaccinați până la data de 1 februarie 2020, este de 193.573 de persoane, 147.314 persoane din învățământul preuniversitar și 46.259 personal din învățământul universitar. Numărul angajaților din sistemul de educație deja vaccinați cel puțin cu prima doză este de 27.033, reprezentând 14% dintre angajații cu disponibilitate de vaccinare, 17.357 din sistemul de învățământ preuniversitar și 9.676 din sistemul de învățământ universitar, inclusiv cadrele didactice din învățământul superior medical.